vocês? Comia aí de lá fora. Saí mais vindo na casa. Bună ziua! Ce mai faceți? Bine! Bine, m-am făcut! Ce faceți? Bine, bine! M-am făcut! Prezentăm un campion la tenis, sperăm un pic, da, este campion, are tot felul. Da? Felicitări! Ești inspirată Simona, nu? Da. Da? Mai ales tu pe Roland Garros, nu? Ce mai faceți? Nu fiți timid așa! Hai Silvia! Bună ziua! Bună ziua! M-a bucurat foarte mult să fiu aici, deși, sincer, nu m-am așteptat să ajung și să fiu primit cum am fost primit aici azi. Vă mulțumesc foarte mult! Foarte mult! Nu cred că niciodată am fost primit la o școală așa de caldoros. Trebuie să învățăm mai mult despre istorie și ce s-a întâmplat. Și prin istorie, noi trebuie să luăm din istorie, din poveștile, din adevăr, simbole, valoare, orale. Și știți ce facem cu asta? Facem împreună un viitor mult mai bun. Vreți asta? Da! Exact. Deci, trebuie să fiți copii cuminți și înveți. Trebuie să înveți istorie foarte bine. Toți copiii și cadrele didactice l-au primit cu multă căldură pe Principele Nicolae. Este un reprezentant important al casei regale în România și, sigur, noi încercăm, prin istoria pe care o predăm copiilor și prin toate activitățile pe care le facem, să facem cunoscută și contribuția casei regale la ceea ce a însemnat evenimentul de la 1918, cu atât mai mult că vorbim astăzi de anul centenar și Casa Regală a avut o contribuție deosebită la acest eveniment. Cum apreciați această situație din România prezentă? Cred că pentru toată lumea este o provocare în mai multe domenii, dar am încredere că vom avea o schimbare. Sper că mai repede decât mai târziu, dar România crește foarte repede, mai ales în domeniul privat și prin asta cred că țara noastră va fi una puternică din nou în Europa. Românii sunt dezbinați? Depinde unde sunt în țară sau în străinătate și foarte mulți au plecat sau au stat sau au probleme din mai multe motive. Și e vorba de o situație mai personală acum. Cum vedeți anul centenar? Este anul în care străbunicul noastră Ferdinand, regele Ferdinand, a făurit Marea Unire. Da. Cum vedeți anul acesta? Anul acesta mă gândesc foarte mult la familia mea, nu numai pentru că fac nuntă, o să am o nuntă, dar chiar e un an foarte special pentru toată țara și asta trebuie să fie folosit să ne gândim din nou la istoria noastră, valorile, morale și ce putem să facem cu tot am învățat sau putem să învățăm din trecutul. Aș dori să văd mai multe evenimente legate această sărbătoare și cu asta trebuie să folosim acest eveniment sau acest eveniment și acest an să chiar să ridicăm țara pe picioare din nou.